cu expoziție mai aparte din toate punctele de vedere. Expoziția aparte însemnând faptul că, deși e vizibilă, deși va rămâne mai mult, un timp mai îndelungat aici la Biblioteca Județeană, se face nu în prezența autorului, care nu a putut fi de față, care nu a putut fi astăzi împreună cu noi, și este atipică pentru că nu este un vernisaj, așa cum ne-am obișnuit cu toții să fie. O lansăm astăzi, în prezența domnului Teti Boroș și a colegei noastre, Claudia Ilieș, care este practic responsabilă de ceea ce se întâmplă aici și o să vă spună dânsa mai multe amănunte. Și spuneam, va putea fi vizibilă pentru, va putea fi văzută pentru mai mult timp în holul bibliotecii de către toți cei care vor veni la bibliotecă. O singură rugăminte către cei care o vor vedea și o vor aprecia, și anume de a lăsa câteva gânduri în această carte, carte de impresii care va rămâne pe toată durata expoziției aici, pentru că după ce se va încheia, după ce expoziția va pleca la ea acasă, această carte de impresii o va însoți în așa fel încât autorul acestor desene să înțeleagă ce am simțit noi văzând această expoziție, să înțeleagă ce am gândit noi văzând-o și să primească, practic, impresiile, gândurile și aprecierile noastre. O să rog pe colega mea, Claudia Ilieș, să ne spună cum am ajuns, de fapt, la acest moment. Am să încerc să vorbesc cât mai clar datorită măștii, că este foarte greu să fiu eu însă cu masca pe figură. Biblioteca colaborează cu penitenciarul de peste 13 ani. Am pornit de la manifestul UNESCO, care spune că toată lumea are acces la informație, inclusiv cei care trăiesc în medii deosebite, cei din spitale, cei din azil sau de la penitenciare. Atunci, în urmă cu 13 ani, biblioteca a lucrat și cu azilul de bătrâni și cu spitalul de copii și se pare că rodul cel mai mult l-a adus totuși penitenciarul, chiar dacă uneori ne era teamă să legăm speranțe de acest vis. Biblioteca mobilă funcționează de 13 ani, cum spuneam, iar clubul de lectură a fost împlinirea visului meu ca bibliotecar de acum 13 ani. În penitenciar avem acest club unde un grup de mai mulți tineri și mai puțin tineri citesc cărțile pe care bibliotecarul le duce săptămânal, discutăm impresii, citim împreună o carte, după aceea discutăm impresiile care au rămas în urma lecturii și dăm tema pe săptămâna următoare. Acum, de când cu pandemia, nu mai avem voie să intrăm în penitenciar să ducem carte, însă, ca să nu întrerupem această legătură foarte greu stabilită, trimit cărțile prin poștă, deci prin scrisoare. Fiecare săptămână deținutul primește o carte și săptămâna următoare îmi răspunde și îmi trimite recenzia cărții, supărat, fericit, depinde ce impresie a făcut, și îmi spune cu ce a rămas. Ei, scrisorile băiatului acestea despre care vorbim acum, întotdeauna au venit într-un plic personalizat cu câte o floare, câte o inimioară, câte o pasăre pe plic. Și atunci am zis că dacă așa ești de talentat, hai să încercăm să areți mai multe desene. Și mi-a trimis chiar foarte multe, nu atâtea, 10 de desene. Am selectat cele care mi s-au părut cele mai semnificative și mi-am făcut și câteva la comandă, de exemplu cele din spatele nostru cu gratiile și cu cum vede el lumea din camera lui. Mai e desenul cu calul și cu elefantul, care sunt la cerere personalizată pentru bibliotecarul din mine. Și atunci am pus-o de expoziție. Ideea a fost, i-a surâs și pot să spun că din interior mi-a venit feedback pozitiv, conform căreia băiatul acesta s-a schimbat în bine. Deci este mult mai optimist, colaborează, este foarte mult la activități și mai nou și lucrează, ceea ce înainte n-a făcut. Deci pot să spun că sunt mândră de ceea ce s-a întâmplat și că este o treabă, pot să spun, bine făcută până la urmă. A fost ceva constructiv. M-ați întrebat cine este băiatul acesta. Este Abagiu Cosmin din Timișoara.
are 32 de ani, a fost închis pentru omor, mai multe nu pot spune și nici nu știu, nici nu mă interesează, de fapt, eu dacă mă duc la penitenciar, nu judec omul pentru fapta care a făcut-o, nu e treaba mea să judec, însă pot să spun cu mâna pe inimă că este un băiat care își regretă fapta, care încearcă să se schimbe și este conștient că niciodată nu va mai fi același om care a fost înainte, știe că și-a pierdut tinerețea, și-a pierdut inocența și speră ca societatea, când vine acasă, să îl reprimească, cel puțin, dacă nu acolo de unde a plecat, să-i asigure un loc în societate. L-am chemat pe domnul doctor Teti Boroș, l-am rugat frumos să spună ceva, pentru că știu că este un desenator talentat și aș dori să-mi spună ce impresie a făcut desenele. Deci ceea ce vede aici, ce impresie îi face, domnului Teti Boroș? Eu mi-am schițat aici câteva impresii care le citesc acum în fața noastră. Înainte de toate, mulțumesc doamnei directoare Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene Mureș, pentru invitația de a participa la această inedită inaugurare și totodată felicitări pentru această colaborare pe care o au de 13 ani cu penitenciarul Târgu Mureș. Dintotdeauna am crezut în sprijinirea tinerelor talente și sunt convins că toți cei care au talent în vreo ramură artistică sau sportivă trebuie să fie sprijiniți într-un fel sau altul, indiferent de statutul lor social, indiferent de locul în care se află, în libertate, undeva într-un oraș din inima Transilvaniei, ori eventual după gratii, ca în cazul lui Abagiu Cosmin. Eu cred că doamna director a decis corect când i-a transmis propus tânărului lipsit de libertate să continue să își exprime sentimentele prin talentul său, care poate până era și el în libertate, nu avusese timpul sau ocazia necesară de a se prezenta și de a ieși în evidență. Sper doar că numitul Cosmin va continua să își dezvolte talentul în desen și după ce va fi din nou în liber și ne va surprinde cu o nouă expoziție. Expoziție mai bogată și mai colorată decât aceasta, care probabil înțelegem cu toții de ce domină îndeoseb gri. Nu fi că nu a avut la dispoziție doar creion grafit, ci deoarece zidurile care îl înconjoară de 11 ani nu cred că sunt foarte colorate, la fel cum nici starea sa sufletească nu poate fi deloc colorată. Îi dorim o revenire și reintegrare socială cât mai reușită și cât mai colorată posibil. Cam acestea sunt gândurile mele. Aș mai adăuga faptul că, după părerea mea, un tânăr talentat, sper după ce iese și va fi din nou liber să-și continue activitatea artistică, întrevăd o evoluția lui, ar putea deveni dacă face un curs de specialitate, ar deveni un pictor de biserici, de exemplu, care ar asigura o existență. Tot s-a apropiat de tema asta religioasă, cred că asta ar fi, după părerea mea, o sugestie pentru dânsul și să persevereze așa în continuare, să se apropie de o școală, să facă o pregătire și totul va fi bine. Am să-i transmit, mulțumesc. Deci talentul se vede, indiferent unde ești, indiferent ce ți se întâmplă în viața personală până la urmă. Dar, din ce spuneți, prevedeți un viitor, un potențial viitor în această direcție? Eu așa vreau seama, da. Ar fi foarte bine pentru el și starea lui sufletească să continue cu desene. M-am dat exemplu, pictor de biserică să fie, de exemplu, și o meserie bănoasă, plătită și care
îi ocupă timpul și e în mediul ăsta care și l-a creat acum. Gândul lui Abagiu, cuvântul autorului. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Vreau să vă spun că sunt nespus de recunoscător că acest eveniment are loc. Vă datorez multe mulțumiri atât dumneavoastră organizatorilor, cât și conducerii penitenciarului, în primul rând, lui Dumnezeu. Abagiu Cosmin mă numesc și sunt o persoană privată de libertate. În urmă cu mulți ani am avut, adică am luat o decizie care mi-a schimbat în totalitate viața. Am ajuns la închisoare pentru o infracțiune pe care o regret din suflet, dar, din păcate, e cam târziu pentru regrete. Viața victimei nu poate fi adusă înapoi cu regretele mele. Pedeapsa mea este de 17 ani, din care am executat deja 11 ani jumate, dar vă rog să mă credeți, nu anii au fost cea mai grea parte a pedepsei, pentru că sunt conștient că îi merit. Pedeapsa grea a fost și încă este prezentă în viața mea. De fiecare dată când, seara, se sting luminile, rămân cu gândurile mele, gânduri de părere de rău, amintirile frumoase cu persoanele pe care le-am pierdut în perioada detenției. Am dorit să vă povestesc toate acestea, să-mi înțelegeți desenele expuse. Ele nu sunt doar niște desene frumoase făcute cu creionul. Ele sunt niște creații ale sufletului meu, ale durerilor și frustrărilor mele, realizate cu tristețe, dezamăgire și mult chin sufletesc. Azi eu nu desenele mele le expun în fața dumneavoastră, ci sufletul meu, un suflet propriu-zis, desfigurat de durere. Am ținut neapărat să și știe lumea cum gândește și poate înțelege și dumneavoastră de ce nu judec nici eu niciodată pe cei cu care lucrez în penitenciar. E o împlinire să știe că așteaptă ziua de miercuri, că se spală, se piaptănă, se aranjează pentru că vine doamna de afară și cred că cea mai mare mulțumire atunci când este ora mesei, la ora 12, și grupul nu vrea să plece la masă. Deci sar peste masă ca să stea să citim împreună. Și îmi place foarte mult să discut cu ei în polemici, să-i provoc la discuții foarte dure. Cea mai mare realizare dintre cărțile pe care le-am citit, că am citit destul de multe, a fost Moara cu noroc al lui Slavici. Am putut să intru în sufletele lor și să-i provoc la... Discuția, e problema aceea cu crimă, când și-a dat nevasta, nu știu cum îl cheamă pe porcarul de acolo, am încercat să-i provoc, să spun ce ai fi făcut tu în locul lui și de ce n-a avut soțul dreptate să-și împrumute soția bizlițarului de porci. Și trebuia să fie auzit ce părere au ei și cât... Numai că nu m-au bătut. Cum adică eu sunt de acord să-ți împrumuți nevasta altuia? Sau cum adică poți să-l omori pe ăla pentru că n-a făcut ce ai vrut tu? Deci e ceva extraordinar să discuți cu ei. Fără camere, fără supraveghetori, fără cenzură. Își dau drumul la adevărata lor valoare. Își expun sufletul în fața mea după atâția ani deja.